preacucernici părinți, cinstiți militari, onorate oficialități politico-administrative, stimați invitați, doamnelor și domnilor, se jertfesc pentru apărarea hotarelor sau libertății propriei națiuni. România este țara europeană care și-a obținut fiecare victorie militară sau diplomatică prin viețile a milioane de eroi. Vorbim despre oameni care și-au părăsit familia, părinții, frații și au plecat pe front, pentru că țara și neamul românesc au fost mai importante decât orice altceva. Unii dintre ei nu și-au cunoscut copiii, alții nu au cunoscut iubirea adevărată, dar cu toții au murit în gloria țării lor. Au căzut în tranșele săpate din frigul sovietic până în munții Cehoslovaciei, cu scrisorile netrimise, în buzunarele uniformelor, cu lacrimi de sânge pe obraz și cu dragoste de țară în suflet. Dintre aceștia, 53 de eroi își duc semnul de veci în cimitirul eroilor, înființat la 16 septembrie 1944 la Câmpia Turzii. 45 de eroi identificați și 8 eroi români necunoscuți, înhumați la Câmpia Turzii, merită omagiile și recunoștința noastră eternă. Lor li se arătură eroi aviatori, militari ai bazei 71 aeriană, care în împrejurări nefericite și-au pierdut viața pilotând aeronave de vânătoare sau executând salturi cu parașuta. Inclusiv lor li se cuvine mulțumirea noastră deplină. De asemenea, panteonul eroilor din Câmpia Turzii este completat de cei căzuți în Revoluția din decembrie 1989. Indiferent de împrejurările care au dus la sacrificiul lor, îi păstrăm pentru totdeauna în memoria colectivă a orașului și a neamului nostru. Doamnelor și domnilor, probabil și dumneavoastră aveți rude, bunici sau părinți care s-au pus în fața gloanțelor pentru libertatea și integritatea statală a României. Ați auzit povești de război sau revoluție și ați simțit, indirect, emoțiile trăite de aceștia. În amintirea lor ne plecăm capetele cu respect față de actele și faptele lor. Astăzi avem o națiune respectată și apreciată în rândul aliaților noștri. Dispunem de o înzestrare superioară a forțelor militare, motiv pentru care participăm cu succes la misiuni de menținere a păcii. Contribuim la sprijinul internațional acordat Ucrainei în aceste momente delicate. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sacrificiul eroilor noștri. De aceea, armata este printre cele mai apreciate instituții ale statului român, pentru că stă între civil și primejdie și spune cu fermitate: stop tiraniei și ideilor revizioniste de oriunde ar veni acestea. Dumnezeu să odihnească eroii și să binecuvânteze neamul românesc în veci. Amin.